Bună și bine ați revenit pe canalul meu Îngrijire Flori. În acest videoclip vreau să vă arăt cei doi pomi ai mei, câte fructe au în ei, cei doi pomi fructiferi. Ce pot să vă spun este că ei sunt foarte mici, pot să spun, adică sunt foarte tineri. Au doar 2 ani, adică primul an nu au făcut fructe, iar acesta este cel de-al doilea an. Vreau să vă arăt prima oară prunul. Vreau să vi-l arăt de la distanță, să vedeți cât este de înalt. Aceasta este înălțimea lui. El se numește columnar, adică nu este cu coroană. Crește doar în înălțime, nu face coroana aceea. Și vreau să vă arăt și câte fructe a făcut cel de-al doilea an. Deci, practic, primul an nu le-a ținut, iar acesta este cel de-al doilea an. Și vreau să vă arăt cât sunt prunele lui de mari. Este primul an când face fructe. Aici am, acesta v-am spus, este prunul. Este, priviți, are fructe destul de mari. Este cumpărat din fermă, de pomi. Ia uitați, este un prun al doi, bineînțeles. Nu știu exact, v-am spus, nu știu exact cum va fi fructul lor. Dar după cum se vede, oricum este foarte mare. Aici l-am legat pentru că se apleca într-o parte. Ia uitați, acesta este unul. Să știți că nu l-am stropit cu absolut nimic. Acum vreau să vi-l arăt... Să vă arăt și părul. Acela nu are foarte, foarte, foarte multe. De fapt, are mult mai puține pere. Vreau să ajung la el, să vi-l arăt. Aici este părul. Nu este așa de înalt. Are aceeași vârstă cu prunul, doar că el de statură a fost mai pitic, pot să spun. Și nici n-a crescut așa de repede cum a crescut prunul. Vreau să vă arăt și fructele lui, cum arată. Ia uitați. Are 3 pere. Ce să zic, pot să spun că mi se par destul de mari. Acum nu știu dacă așa trebuie să arate în această perioadă. La fel pot să vă spun că nu știu cum le are și cum este, pentru că este primul an când face fructe. Ce-mi doresc din toată inima este că mi-ar plăcea să-și le poată ține, să le ducă la bun sfârșit să se coacă. Așa că acesta a fost videoul meu pentru dumneavoastră. Și vă mulțumesc încă o dată că m-ați urmărit și eu vă spun la revedere cu multă sănătate!